Bună ziua, bine v-am găsit la Șahmat, sunt Ciprian Crețescu. Astăzi alături de mine se află cel mai în formă șahist român al momentului, marele maestru internațional Constantin Lupulescu, revenit în studio din postura de lider al clasamentului FIDE pe România. Salut, Lupule, bine ai revenit la Șahmat. Salut, Ciprian, bine te-am regăsit. Bună ziua, iubitorilor șahmat. Ai avut parte de un început de an absolut fulminant. O prestație excelentă la europenele din Macedonia, calificare la Cupa Mondială din Rusia, revenirea pe locul 1 în topul celor mai buni șahiști români și cucerirea unui trofeu extrem de râvnit, Open-ul Reykjavik. Spune-mi, cum ai reușit să-ți intri atât de bine în formă? Pot să spun că am făcut ceva deosebit față de rutina mea dinainte de turnee. Poate am oferit mai multă atenție tacticii și cred că cumva în partidele decisive mi-am asumat mai multe riscuri. Ai revenit pe locul întâi după o pauză de un an și ceva. Practic ai făcut rocada în clasament cu bunul tău prieten Mircea Părligras, cu care te și antrenezi, cu care mergi în turnee. Ai participat alături de Mircea și la acest Open Reykjavik pe care l-ai cucerit. Ați și jucat unul împotriva celuilalt. Spune-mi cum a fost. Păi noi tot jucăm împreună de foarte mulți ani. Avem multe, multe partide. Ne cunoaștem bine și cumva am ales o variantă mai safe, fiecare aș putea spune, și partida până la urmă a curs natural spre remiză. Tu ai cucerit trofeul, Mircea s-a clasat pe 5 la final, dar cu același număr de puncte, 7 din 9. Da, cumva la departajări cred că a avut și ceva ghinion Mircea, ar fi putut ajunge pe ceva mai sus, poate până pe 3. Pe lângă forma sportivă excepțională în care te afli, ai și câteva partide care au atras atenția comentatorilor de șah din toată lumea. Am realizat un scurt montaj cu câțiva asemenea comentatori. Atenție, mari maestri internaționali. Welcome to another game analysis video. Haven't done one of these for a while, but one game of recent has really caught my eye. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de la partida de la semana. Hoy les quiero ofrecer una partida que fue decisiva para determinar el primer puesto del reciente torneo de Reykjavik. E aí, galera? Aqui é o grande mestre Evandro Barbosa, e nesse vídeo eu vou analisar mais uma partida da playlist A Partida da Semana. Repet, a fost vorba de mari maestri internaționali care ți-au analizat partidele și l-au plasat în topul săptămânii. Noi suntem mai norocoși că te avem în studio, gata să ne arăți respectivele partide. Spune-mi, te rog, despre ce este vorba. Adversarul meu era Alireja Firuja, care cumva la doar 16 ani e aproape de 2700, deci aproape de top 40 mondial, și pe care mulți experți îl creditează ca având șanse să poarte la un moment dat și un titlu și un meci pentru titlul mondial. Deci e o partidă de-a ta împotriva unui foarte posibil viitor campion mondial. Să spunem, da. Hai să vedem partida. În primul rând, el, la prima mutare, avea mai multe opțiuni, dar în turneul de la Reykjavik a jucat mai multe patru. Deci patru nu a fost o mare surpriză pentru mine. Deci Firuja a jucat cu piesele albe, tu ai avut piesele negre. Exact. Aici avea mai multe opțiuni, dar înainte de partidă am studiat mult cum juca el. El cumva avea un joc ușor dacă nu-i puneai multe probleme și m-am gândit să cumva să avem o luptă, să fie cu adevărat o luptă, să nu fie doar un joc, să zicem, ceva prea sec. Și atunci am ales franceza, care în repertoriul meu era cam cea mai agresivă. Așadar vom vedea apărarea franceză în acțiune. Și aici, la mutarea a treia, deja albul are multe opțiuni, dar el alege cea mai principală, cal C3. Cal F6, E5 iarăși cea mai principială, cal FD7, F4. Aici albul evident are avantaj de spațiu și foarte mult contează în această poziție dacă negru reușește cumva să creeze suficient contrajoc. Dacă nu reușește, va fi cumva un pic înghesuit de alb. Deci cumva trebuie să realizeze un contrajoc, în mare parte pe pionul de 4, care e cel mai vulnerabil punct al albului, și trebuie să facă asta destul de repede. Și atunci C5 a fost normal, cal F3, cal C6, nebune 3. Și albul, bineînțeles, întărește punctul acesta. Acum, nu este foarte ușor să
să continui să pun presiune pe D4, așa că am ales o linie care merge pe o dezvoltare rapidă cu nebune 7. El a jucat dama de 2, cea mai normală mutare, rocada mică. Aici albul are mare parte planuri bazate pe rocada mare. Rocada mare însă direct este o greșeală pentru că după C4 și după aceea chiar B5. Aici ar urma albul, da? La mutare după da. C4. Albul e la mutare, pe de altă parte nu reușește să creeze contrajoc pe regele negru, la fel cum reușește negru. De exemplu, F5, B5, pionul acela dacă este în priză, dar dacă îl ia, cumva doar deschide liniile cumva, pentru piesele negrului. Și, de exemplu, F6, încercând să facă ceva, GF6, nebun H6, pur și simplu nici nu trebuie să mut tura. E mult mai important să vin mai repede pe flancul damei, de exemplu, B4 și după aceea dama A5. Materialul nu este atât de important aici. Și atunci, de aceea, el joacă DAC5 înainte de rocada mică. De rocada mare. Dama 5, cred că e o mutare mai rară. Cumva, el a crezut că pur și simplu după rocada mare, care e cea mai naturală mutare, eu o să capturez în C5 ori cu nebunul, ori cu calul. B6 a fost ideea mea, că acum dacă va lua în B6, după ce iau aia B6, voi deschide liniile spre regele lui. Cumva joc ușor. Chiar și calea B6 poate fi o opțiune interesantă. Iarăși piesele mele, cumva că erau un pic înghesuite, revin la viață și el are ceva probleme cu regele. Cumva asta cred că l-a surprins un pic. El a jucat nebun B5, care e cea mai normală mutare, practic își dezvoltă ultima piesă și încearcă să și atace, mi-atacă calul din C6. Aici există mai multe opțiuni, dar singura care cumva continuă cu adevărat ideea este cal B4. De exemplu, nebun B7 e ceva mai lentă. Cumva are timp, de exemplu, să vină pe flancul regelui cu un F5, poate chiar să considere și un CB6 sau un cal D4. Nu e neapărat în spiritul poziției. Și atunci cal B4 e normal. A3. Acum, bineînțeles, dacă îmi retrag calul din B4, nu a avut niciun sens toată ideea asta. Numai BC5 continuă ideea. Și acum el a avut o decizie de luat. El s-a gândit foarte mult aici. Practic, tu i-ai oferit pe acel cal. Practic, calul din B4 este al lui, dacă îl vrea, și până la urmă n-a putut rezista tentației. O mutare, să zicem, mai practică ar fi fost rege B1. În variantele pe care le vom vedea ulterior, calul din C3 nu mai trebuie să retragă pe modesta poziție din B1 ca să apere regele alb. Și atunci rege B1 ar fi fost mai interesantă. Turn B8 aș fi jucat și acum, să zicem, nu după un AB4, CB4, nebunia de 7, nebunia de 7, calea de 5, se ajungea la un final în care aveam compensație, dar nu mai mult. După dama de 5, dama de 5, turnia de 5 și acum nebun C6. Pot la un moment dat să pierd chiar și pionul din A7, pentru că nebunul din C6 este foarte, foarte puternic și o să am joc ușor. Deci cumva eu apreciez că șansele sunt împărțite aici. El însă, cum am spus, nu a putut rezista și a luat continuarea cea mai principală după BAC5 de a captura piesa. Bineînțeles, nu poate în ordine inversă, AB4, CB4, nebunia de 7, după BC3, poziția lui este cedabilă. Și atunci asta este ordinea. Nebunia de 7 este ordinea corectă, nebunia de 7, AB4, CB4, nu poate să ducă calul decât în B1, altfel urmează mat pe A1 și turn FC8. În jur de aici, cumva, era pregătirea mea, încă era pregătirea mea de acasă. El a jucat cal D4, care e cea mai logică mutare, cumva să-și aducă o piesă spre flancul damei, unde deci, are. O secundă. Ai avut în pregătiri poziția asta, practic te așteptai să ajungi aici. Era una dintre posibilități. De exemplu, dacă el juca cel mai principial, se putea ajunge cu ușurință la poziția aceasta.
nu a fost neapărat pregătită special pentru el. Adică la europene am vrut să joc cu Ponomariov, am fost campion mondial, doar că el a ales altă variantă. Deci cumva, înainte de partid, a trebuit doar să mai îmi revăd anumite analize. Și erai pregătit și pentru, evident, și pentru varianta aleasă? Da, da. Respectivă. Eram pregătit până aici, încă știam aici. De exemplu, F5, care este o mutare tentantă, încearcă și el să creeze un contrajoc pe regele meu. Din păcate, pentru el, după nebuna 4, se vede o sursa problemelor lui. Cal de 4, turn ia C2, cal ia C2, turn C8. Și să spunem o mutare normală, să zicem un turn HF1, turn ia C2, dama ia C2, nebunia C2, rege ia C2. Material, el nu stă atât de rău. Pentru care echivalența ar fi două ture, cal, pe damă și doi pioni. Bă, normal, nu e grav. Pe de altă parte, regele din C2 este foarte rău și calul din pe 1 nu ajută prea mult. Dar în mare parte va pierde partida din cauza acestui rege. Eu am damă, piesele lui sunt un pic neîndemânatice, să spunem. Nu reușește să se coordoneze. Deci cumva nu era ce-și dorea. Poziția el. Regelui va duce spre un final... Un final scurt, destul de rapid. Da. Bun, în partidă atunci s-a jucat... În partidă l-a jucat cal de 4. Aici foarte logic e să continui cu dama 2. Adică, de exemplu, în general nu pui piesele în fața pionilor. Pe de altă parte, dacă joc ca o mutare, de exemplu, damă C7, este deja mult mai lent. Adică vin A5, A4 și de asta este important să duc dama în față. Ok, poate fi expusă uneori pe anumite... Adică o să fie probabil mai mobilă, dar o să creeze și amenințări. Și ține câteva piese acolo. Ține câteva, da. Adică prizonier. El, de exemplu, o continuare normală, să zicem, pentru el, damă D3, A5, deja când joacă rege de 2, pot să iau pionul din B2 și deja nici material nu mai stau așa de rău. Sau, de exemplu, dacă joacă mutare cum ar fi B3, ca să salveze acest pion, să pregătească fuga regelui, se întâmplă foarte neplăcut pentru el turn C3, după care nu prea are multe opțiuni. Dacă se retrage, pot eventual să aducă al doilea turn pe C8 și e foarte rău de el. Se dublează turnurile, da. Da, și atunci ar vrea să îl ia, bea C3, se amenință mat pe A1, practic damă C3 e forțat și acum cel mai simplu e să joc nebun B4. E ceva mai bine decât nebuna 3 șah și nebun B4 care lua dama. Pentru că el oricum nu poate să fugă. Adică, de exemplu, dacă fuge cu damă în D3, dama 1 deja e mat. Și cumva damă B2, nebuna 3. Acum, după acest schimb, el nu numai că o să stea rău material, dar urmează să fie și să primească și mat destul de repede. Ai ajuns în pregătiri și până aici? Ai pregătit și aceste variații? Da, B3-ul l-am avut în pregătire aici și rege de 2. F5-ul, ce mi-a jucat... Asta ca să ne facem și noi o idee cam cât de departe merg, în cât de adânci sunt aceste pregătiri, aceste analize. Ok, dar asta nu e neapărat o regulă. Adică uneori am văzut și pentru mine și pentru mari maestri, uneori chiar și de top, se întâmplă să te începi să te gândești la mutarea 6-a, 7-a. Adică cumva, să spunem, a fost și el un pic cooperant. A jucat după cum ai cântat. După cum am sperat, da. Și aici l-a jucat o mutare foarte interesantă, F5. Numai același lucru, să zicem, ca data trecută, de exemplu, nu mai am atacul imediat cu nebuna 4, pentru că el apucă să facă mutarea damă de 3. Și aici m-am uitat foarte mult la poziția asta, era destul de logic să joc așa, dar nu am găsit o continuare. Cumva... După partidă, calculatorul vine cu mutarea F6, care este, din punctul meu de vedere, uman, este foarte greu de găsit. Deci asta este cea mai bună mutare da, găsită de calculator. Să zicem, e complet intuitivă, pentru că el, practic, vine pe flancul regelui să mă dea mat și eu deschid cumva un culoar spre regele meu. Bineînțeles, pentru calculator e un motiv foarte concret. După ce o să iau
feia E5, o să destabilizez calul din D4 și o să, după ce o să pice C2, o să pice și poziția albului. Dar pentru un om, să zicem, nu a fost așa ușor. Și atunci am luat continuarea cea mai umană, am luat pionul acesta până nu avansează mai mult să-mi creeze probleme. În cât timp ai găsit mutarea asta? Aici chiar am stat mult, cred că am stat 20-25 de minute. 20-25 de minute pentru a găsi această mutare, ok. E foarte important să stai când simți că este un moment critic, să-ți aloci cât de mult timp poți. Și acesta a fost un moment. Eu am simțit că e un moment critic, da. Moment critic în care deciziile chiar contează. Adică, de exemplu, sunt anumite poziții când pur și simplu poți să pui un turn pe E1 sau un turn pe D1 și poate nu face nicio mare diferență. Și acolo chiar e o greșeală, consider eu, să stai 10-15 minute să cheltuiești atât timp și energie pentru o diferență mică. Aici chiar contează. Turn HF1 este cumva ideea lui. Atacă pionul din F5 cu da, două mult mai bine în situații de genul ăsta, mult mai bine să joace F5 direct decât turn HF1 și după aceea F5. Diferența e că, de exemplu, acum pot să joc poate A5, F5, A4 și sunt mult mai rapid. Și tura lui din F1 poate folosește, poate nu folosește. Așa, el jucând direct F5, așteaptă să o reacție din partea mea. Cumva economisește un tempo. După F5, turn HF1. Iarăși, pot să încep să mă apăr, de exemplu, ca o mutare cum e G6, dar cumva nu asta e ideea. De exemplu, joacă și el un G4 și cumva eu nu fac foarte mult progres pe flancul damei și se mută jocul pe flancul regelui. Ceea ce nu, practic, el începe să dicteze jocul. Exact, ai fi intrat într-un mod defensiv, exact, din care nu, era mai greu să... Da, nu are sens să joci. Adică da. G6 nu e o mutare pe care am considerat-o în mod serios. Și aici am continuat A5. Practic ai dat acel pion de la da. F5 și ți-ai continuat atacul pe flancul exact. Damei. El calea F5. Ok, calul lui nu face mare lucru pe amenință aici. Amenință o furculiță. Adică amenință, momentan amenință o piesă. De exemplu, mi-ar plăcea dacă aș putea să joc nebun F8 și să fiu și eu la mutare. Consider că nebunul meu din D7... este mai tare decât calul lui din F5. Poți să fac amenințări. Dar cum se întâmplă în situații de genul ăsta, nu poți să-ți permiți un tempo pentru chestia asta. Și atunci, de nevoie, trebuie să iau nebunia F5, turnia F5, A4. Și aici a fost ceva interesant, că adversarul meu chiar a dus mâna spre pionul D5. Deci el cumva, când a atins pe poziția asta, a vrut să joace dama ea D5. Și spera că o să joc B3 și, mă rog, are și el amenințări pe regele meu. Nu e exact ce aș fi vrut. Și după aceea și-a dat seama că după tura C2, rege C2, turn C8, șah, acum nu are mari probleme. Cal C3 nu-l ajută pentru că urmează turnia C3, din cauza legăturii nu poate fi. Nu poate turnul, și trebuie da? Să plece pe D și pierde dama din D5. Și atunci singura lui mutare este nebunia C5. Turnia C5, dama C5, nebunia C5. Și aici... Bineînțeles, era important de văzut că după turn de 8 nu sunt mat pentru că am nebun F8. Bineînțeles, mai există, te mai uiți la partidă, la idei tactice de genul E6, dar în general, când are un rege atât de expus... Nu prea mai e timp să... Da, cumva n-o să... Cumva mereu o să am tempouri, cumva să-mi recapăt coordonarea. Vei fi mereu cu o mutare înainte. Da, da, da. Cu un pas înainte, de fapt. Exact. Și aici de nevoie... A trebuit să joace, să intre pe modul defensiv cu nebun de 4. Deci acolo dusese mâna spre a dus mâna, da. Adică, ok, dar nu a atins pionul sau ceva. Adică, cumva înțeles. Asta a fost intenția lui, după aia ulterior și-a dat seama că nu... Tu ai observat gestul. Deja, da, da, da. Cumva, poate a contat și momentul ăsta, să spun? Adică simțeai, în punctul ăsta, simțeai că ești câștigător? Când e o poziție așa complicată, nu prea ai cum să... E foarte periculos să te gândești că o să câștigi sau ceva. Adică, bineînțeles, aveam o poziție promițătoare, dar trebuie să fii mereu alert. Adică simțeai că îl domini în momentul ăsta? Simțeam că am șanse mai bune. Am înțeles. Dar el nu era chiar atât de stresat. Cred că una dintre tăriile lui e că nu ia
pierderile atât de personal. Adică nu e chiar și în poziția chiar mai devreme, după ce a luat piesa și și-a dat seama la un moment dat că e deja încă pe pregătire, nu era, cumva, cred că l-am văzut într-o, la un moment dat și zâmbind, cred că i s-a făcut și o poză într-o postură în care stătea liniștit cu capul pe masă, nu era foarte stresat. Adică el e, joacă foarte multe turnee pe an, joacă, cred că, nu știu, cam în jur de 150 de partide, dacă nu 200, joacă foarte, foarte mult. Și joacă, da, joacă și online foarte mult. Și online este foarte mult. Este între cei mult mai buni de pe chess.com, da, 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 în momentul ăsta. E extrem de rapid, extrem de, am jucat și cu el la șah random, înainte de partida asta, și cumva am obținut o poziție foarte bună, dar el a jucat foarte repede. Și la un moment dat n-am mai avut timp să concretizez poziția și am gafat. E foarte, foarte rapid. Și ok, cumva pentru el nu cred că era așa panicat aici. Ok, îți dădea seama că poziția nu e împotriva lui, dar era, cumva poate îi se părea și lui interesant. Ok, nebun. A apreciat jocul, pur și simplu. Exact. Nebun de 4, dar deja un pic intră, un pic apuc să-mi fac joc. A3 și aici într-adevăr a găsit o resursă foarte tare în E6. Iarăși, eu am cumva joc destul de ușor pentru că el nu are amenințării împotriva regelui meu. Și, ok, eu am văzut, bineînțeles, opțiunea asta cu E6, că e cea mai logică, dar am crezut că pur și simplu pot să iau feia E6. Am văzut că ulterior comentatorii spuneau să, de exemplu, la un turn G5, să creeze și la amenințări, nebunia G5, dama G5, amenință mat pe G7, dar pot să mă apăr pur și simplu, de exemplu, AB2 întâi un șah, nebun B2 și orice piesă, turn A7, de exemplu, dama A7, material deja eu stau ok. Care apără pionul de, da, pe G7. El încă are problemele lui cu calul din B1, care regele, are tot felul de probleme. Da, complet imobil. Dar presupun că nu asta era ideea lui. La turn F5 am văzut ulterior care mutare foarte tare în dama E3 sau dama E2. Nu mi-era clar exact. Ambele partari. Cred că dama E3 pare mai logic un pic. Și, de exemplu, dacă iau tura acum, el îmi ia nebunul și deja are amenințări mult mai serioase. Deja nu mai e la fel de bine. Și de asta aici am jucat mutarea F6 care închide jocul. Pe de altă parte, nu e o mutare ușor de făcut. Pentru că de multe ori o să vadă ulterior, aș fi vrut să am mutarea nebun G5 șah. Acum, jucând F6, nu o să mai pot să fac asta prea ușor. Adică, ok, mereu poți să joci F5, dar ce am vorbit mai devreme, e o chestiune de tempouri. El a jucat dama de 3, pentru că în continuare eu vreau să, cumva vrea să-i dea un refugiu regelui. B3. Acum am o amenințare directă pe C2. Și nu poate să joace, să mute, de exemplu, C3, că ea este mat într-una. Și el a jucat aici turn F2, care este o mutare logică. Practic, nu turn D2, pentru că turn D2, să zicem, poate să mai fie util și în alte feluri. Și, practic, el aici și-a adus toate piesele în apărare. Ok, poate chiar și calul din B1, cea mai neîndemânatică piesa lui, poți să zici că îl ajută într-un fel. Și aici a fost, într-adevăr, un moment foarte important, pentru că, cumva, eu am atins maximul pe flancul damei, dar dacă nu fac ceva rapid, el, de exemplu, o să joace pur și simplu BA3 și după aceea nu o să mai am joc. Sau, de exemplu, o continuare normală, AB2, nebun B2, BC2, turn C2. Da, am deschis totul la regele alb, dar nu am suficiente piese ca nu să am, da, crezi. El practic are și el toate piesele aici. Și aici, cum spuneam, se vede foarte mult E6-le lui, cât de important e. Pentru că aici, dacă puteam să joc nebun G5, practic partida se încheia. Da, te-a obligat să muți, da, F6-le, de asta E6-le lui blochează. A fost o continuare defensivă foarte bună. Partida, poziția asta, cumva, cu sacrificiul de piesă, a mai fost jucată, dar majoritatea, au fost chiar jucătorii buni cu albele, au pierdut fără șansă. El, cumva, partea asta a reușit să opună foarte multă rezistență.
Ok, și aici după turn F2, după o lungă gândire, iarăși am înțeles că e moment critic, am jucat tura A4. Nu a fost ușor de găsit pentru că și tura părea utilă încă în A8. Dar cumva am înțeles că nebunul lui din D4 este central pentru apărarea regelui. O piesă cheie. Și ai intenționat să elimini această piesă. Exact. Și singurul fel, adică, de exemplu, nebun C5 este mult, mult mai lent. Și plus, momentan, pionul din E6 era blocat destul de sigur de nebun. Plus că blochezi coloana de blochezi pe C. Da, și coloana. Și pionul din E6 nu este periculos în sine, dar după ce avansează, poate să-mi distragă piesele, pot exista și multe idei de mat. Și atunci turna 4 a fost normal, C3, turn de 4 a fost ideea mea, damă de 4, nebun C5. Aici era foarte important de văzut după damă de 5, nebun E3 șah, dacă joacă, să zicem, turn FD2, e mat după orice, AB2 sau damă AB2. Turn DD2, AB2 șah, rege D1, damă B1, rege E2. Și aici e o poziție cheie, pentru că momentan material stau ok, pionul din B2 urmează să facă damă curând, dar am, în primul rând, nebunul din E3 este totuși în priză, o să-l ia cu regele. Și foarte important, are amenințarea E7 cu damă de 8 mat. Sau damă de 8 mat, damă de 8 șah, turn de 8, turn de 8 mat direct. Și aici nu a fost ușor de găsit, pentru că amenințarea contra regelui meu pare destul de decisivă. Până la urmă am găsit H6 aici. H6 e o mutare foarte tare și după E7 reușesc cumva să nu-i dau iarăși un tempo cu damă de 8. Și aici iarăși, de exemplu, după rege 3, damă E1 șah și oricare tură o pune în față, să zicem turn DE2, damă C1, rege F3, B1 damă și nu numai cam două dame, dar controlez și foarte importanta diagonală B1 H7. Practic regele meu este safe. Ok, și atunci el a jucat... Ai gândit varianta asta înainte de a face... Da. Asta am văzut. Mutare. Asta am văzut-o. După D2 însă a fost ceva foarte ciudat, că aici aveam practic cel mai simplu moment din partidă. Puteam să joc pur și simplu AB2, damă B2, nebunia F2. Și deja material stau foarte bine și urmează și amenințări cu nebun E3, e aproape mat. Deci e pierdut complet aici. Și cumva nu am jucat mutarea asta. Cumva pot să explic din două feluri. Odată am consumat foarte mult timp și energie înainte și aveam deja o idee pe care voiam să o implementez. De asta e bine întotdeauna să-ți iei mutările candidat cât mai ai timp. Pentru că poți să-ți scape diverse opțiuni mai interesante. Deci aici ai avut practic în mână partida, puteai să o închei în câteva mutări și ai ratat... Exact, pentru că aveam o idee pe care o văzusem anterior și nu am mai stat aici să verific. Ideea mea fusese nebune, F2, dama F2, dama 1 și el practic aici a gafat și el bine. El avea foarte puțin timp rămas, presupun că foarte puțină energie și a jucat E7, care cumva a mers totul firesc. Aici putea însă să joace turn de 5, A2, dama F5 și o să vedem că e o diferență mare față de partidă. Față de partidă e pionul E6 în viață și cumva... nu reușesc să am o rută așa bine, așa clară spre regele lui. Okay. Ar fi avut o șansă de remiză, poate. În principiu remiză, da. În principiu remiză. Ok. Nu sunt nici eu în pericol, pentru că oricând pot să joc, de exemplu, AB1, damă B1, dama A6, de exemplu. Și dacă pleacă, să zicem, dama E4, dama A1. Și dacă dă pionul, să zicem, rege de 2, chiar se joacă cu focul. Deci aici, oricând, am remiză oricând, dar nu e clar că mai mult. De asta aici AB2 ar fi fost importantă. Ok, nebun F2, damă F2, dama 1 și aici a gafat tu, cu E7. Tu văzusei posibilitatea ca el să meargă pe remiză aici? Nu mi-era clar cum să o apreciez. Adică în momentul când a gafat, ți-ai dat seama că a fost o gafă? Asta... Da, mi-am dat seama. Okay. Ce a scăpat lui, cel mai probabil,
că mutarea pe care voia să o facă, probabil dama F5, pare că are foarte multe amenințări. Practic îmi amenință tura din C8, pionul din D5 și bineînțeles și dama E6 și după aceea dama și mat. Pare că are foarte multe amenințări și, de exemplu, după AB1, dama B1, ok, încă pot să fac remiză, dar dacă gafez cu turn C3, rege D2 și deja albul chiar câștigă. Ce a scăpat lui? Probabil a fost mutarea turnului C3. Și acum dacă ia turnul, aia B1, dama ia B1, dama C3 și este mat. Deci, practic, cu turnul C3 el o oblig să ia turnul. Dacă nu îl ia, bineînțeles, dacă joacă rege D2, atunci urmează dama B2, șah, rege E3, rege E1, turn E3, rege F1, dama E2 și pică și tura din D1. Nu că ar fi fost mare nevoie, pentru că deja am și idei de A1 dama. Și aici, după A2, și-a dat seama, a văzut și el că după dama F5 e pierdut și a jucat E8, dama, cumva să nu mai am idei de turn C3. Dar după turnia E8, dama F5, deja tura din E8 e foarte, poate să vină oricând spre regele alb. Și aici am încheiat partea cu mutare frumoasă, D4, care sublinează cumva lipsa lui de coordonare. Adică, de exemplu, turnia D4, AB1, dama, dama ia B1, dama ia B1, rege ia B1, turn E1 e deja mat. Și dacă ia, să zicem, după D4, dacă ia ceea D4, pur și simplu o mutare cum ar fi G6. Are un șah de consolare, dama D5, dar după rege H8 s-au terminat șahurile și pare că o să mai vină o damă pentru negru. Nu mai are cum să evite. Nu mai are cum să evite. Acea damă și urmează și matul, da. Și a abandonat. După D4, da, a decis după să cedeze. Deci o simplă mutare de pion care, de fapt, a încununat toată această frumusețe okay, de partidă. Probabil deja am și alte câștiguri. De exemplu, destul de prozaic, e o mutare ca rege H8, iar și ies de pe amenințări. Dar D4, să zicem, e o mutare mai incisivă. Consigă, asta a fost tot timpul acestei emisiuni. Nu mai avem timp de mai multe, din păcate. Însă, mulțumesc mult pentru această analiză profundă a unei partide superbe. Mulțumesc și eu. Și te mai aștept la șahmat. Sigur, cu plăcere. Noi performanțe. Mulțumesc. Succes în continuare. Mulțumesc. La revedere. Domnilor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții. Sunt Ciprian Crețescu și vă aștept cu un nou episod din șahmat sâmbăta viitoare la aceeași oră. La revedere.